La întrecerea din Rusia, de la Kaia, acolo unde se desfășoară ultimul Grand Slam de judo, România este reprezentată de 5 judoka, 3 la feminin și 2 la masculin. Printre cei 5 sportivi care vor lupta pentru a obține biletele la Olimpiada de la Tokyo, se află și un judoka argeșan. Este vorba de Alexandru Raicu, sportiv legitimat la clubul FC Argeș CSM Pitești, care este pregătit de antrenorii Valentin Ioniță și Cornel Pălărie. Acesta mai are nevoie de puncte pentru a fi sigur de participarea la cea mai importantă competiție de pe mapa mond. Pe tatami vor urca Monica Ungureanu la 48 de kilograme, Andreea Chițu la 52 de kilograme, Loredana Ohâi la 57 de kilograme, Alexandru Raicu la 73 de kilograme și Vlăduț Simionescu la plus 100 de kilograme. Echipa tehnică este formată din antrenorii Simona Richter la feminin și Kohei Oishi la masculin, acestora adăugându-li se și medicul Mirela Pop și maserul Ștefan Sumandea. Singurii judoka tricolori care au obținut deja biletele pentru întrecerea din Japonia sunt Andreea Chițu și Vlăduț Simionescu.